România. Știm noi oare destule despre ea? Eu știu. Numele meu este Vali Vlahopol și vă invit să facem o incursiune în istoria României. În ziua de azi, poți să mergi la o terasă și să comanzi cartofi țărănești, plăcintă țărănească sau ciorbă țărănească. Însă în primăvara anului 1907 se găsea un singur lucru, răscoală țărănească. Mii de țărani de pe tot cuprinsul țării se ridicaseră împotriva boierimii care îi muncea ca pe niște sclavi și asta fără să le dea prime de sărbători sau bonuri de masă, cum se întâmplă în zilele noastre la corporație. Țăranii ar fi vrut să dețină și ei pământ sau, cum îi spunem noi în ziua de astăzi, teren. Doar că ei nu voiau să construiască nimic pe el sau să-l vândă mai scump unui dezvoltator imobiliar. Nu voiau nici măcar să-l țină câțiva ani ca să-l vândă la un preț mai bun unui alt speculant de terenuri. Nu, ei voiau doar să cultive cereale, pentru a se hrăni. Sună ciudat, nu? Ce fel de viață e asta în care mănânci cereale de 3 ori pe zi și nu doar o dată, dimineața, cum facem noi în ziua de azi? Răscoala a pornit în februarie din satul Flămânzi, din nordul Moldovei, care nici pe vremea aceea nu avea autostradă. Cum spuneam, răscoala a izbucnit în satul Flămânzi și vă asigur că nu este nicio glumă aici. Chiar așa se numea localitatea. Gluma abia acum urmează. Se pare că acea localitate fusese întemeiată de coloniști belgieni din Flandra. Flamanzi, v-ați prins? Răscoala s-a răspândit repede și în alte regiuni ale țării. Țăranii au prins curaj și au început să dea foc la conace. Niciun boier, niciun arendaș, nici o nedreptate socială nu mai erau în siguranță, așa că autoritățile au apelat la armată. La finalul lunii martie erau mobilizați aproximativ 140.000 de soldați. Au urmat lupte crâncene în care fiecare și-a făcut treaba. Soldații au dat, iar țăranii au avut grijă să încaseze. Nu se știe exact câți țărani au murit în timpul răscoalei, asta după ce armata a tras în plin în populație, însă istoricii afirmă că ar fi undeva la aproximativ 10-11.000 de victime. Groaznic, nu-i așa? Nu poți să le găsești nici măcar o scuză militarilor, nici măcar că se antrenau pentru primul război mondial. Marele noroc al boierimii e că răscoala s-a terminat repede, în aprilie, pentru că dacă ar fi ținut până în august, armata română ar fi întors armele și ar fi trecut de partea țăranilor. Și totuși, care au fost urmările răscoalei? Pentru a afla mai multe amănunte, voi sta de vorbă cu un erudit istoric care a făcut imprudența de a lăsa numărul de telefon. Sună. Alo, bună ziua! Sunt băiatul de la benzinărie care era în spatele dumneavoastră, la coadă. Alo? Cred că era greșeală.